Puti, na puti! Salută, șacalilor, ce faceți? După cum bine ați văzut din titlu, azi sunt cu fratele meu aici și voi fi sclavul lui timp de 24 de ore. Adică, practic, el a fost 15 ani sclavul meu, acum o să fiu și eu sclavul lui 24 de ore. 16 ani. Vreau să știți că dacă se fac 50.000 de like-uri la clipul ăsta, o să facem un clip în care fratele meu e sclavul meu. Cum o să facem? Hai să facem like-urile, mă, vă rog frumos, că eu sunt dur. Acum că am zis asta, hai să semnăm pergamentul sclavului. Hai să facem. Tu scripat în palmă sau? Avem aici pergamentul ratatului, nu știu dacă se vede, cred că o să-l filmez eu separat, în care se spune aici, hai ca să-l citim pe videoclipul, pergamentul ratat, contract de sclavie, se atestă că Snic Cacaluce va fi sclavul lui Denis Ștefan 24 de ore, data și semnătura, semnează și stai să văd dacă nu cumva ai pus pe aici, no. Pentru că știi că clauze. De la Adrian de pe TikTok am văzut că trebuie să te citești. Te rog, semnează și tu aici, așa ce o faci. Deci încă așa o să fiu, de acum începe sclavia, să începem. Ratatule, camera aia ta. Garson, dar ce fac mă, garson? Ratatule, mă pregătesc să fiu sclav. Am început challenge. Păi îmi place așa, mă. Așa, bă, că ori suntem corecți, ori nu mai suntem. Ori sunt sclav, ori nu mai sunt. Bă, nu pot să cred că în ăștia 21 de ani de viață te, bă, ai crezut vreodată eu că o să ajung sclavul meu? Nu, niciodată, dar nu m-aș aștepta la vreodată 1 milion de abonați să ajung eu sclavul lui frate meu. Garsonii m-aș cinsti, nu, de fapt, m-ai cinsti cu un pahar cu apă. Nu! Cu un mojito! Un mojito! Domnule, no, cu toată no, stima nu avem. Pa, posibil, domnule, nu avem. Nu vii aici! Nu avem mojito! Iertați-mă, un mic atac de panic. Bă, să cer un pahar cu apă, mă interesc cu nimeni. Un pahar cu apă să fie. Cu siguranță, domnul meu, cu siguranță, cu cea mai mare siguranță. Este bună această cană, domnule, vă rog frumos. Este o cană de recunoștință. Cu siguranță, majestatea. Bă, dar e, ce bă? Vreți să îmi pun apa în gură să vă încălzesc? Mă, cu siguranță, să vă punem aici. Doamne, vă rog frumos, luați loc, vă rog, vă rog frumos, luați aici. Nu, ca așa. Garson, filmează-mă. Vă poftesc cu o cană cu apă. Te rog frumos să-mi spui că nu iau așa. Vă rog frumos să beți cană cu apă. Vă rog frumos să beți cană cu apă. Este bună, domnule. Ziceți, domnule. Deci cred că logim challenge-ul ăsta 24 de zile dacă ești așa nesimțit. Domnul meu, nu avem alta acum. Dar ne-am descurcat cu asta. Sper că v-am putut face pe plac. Următorul cadru. Garson, eu aș dori un masaj cu apă căzuță la picioare. Bă, du-te-mă de aici, nu fac nimic. Garson! Nu fac nimic. Garson! Ce faci? Dar nu vreau. Bă, Denis, eu nu spăl jegurile tale pe picioare. Domnul meu! Domnul meu, cu tot respectul, pute! Garson! Pentru asta și spălare între de aici. Nu fac nimic. Nu fac nimic aia. Aaaa, mă slam foarte, mă, dar nu vreau. Așteptați 2 minute, domnul meu, vin cu ligheanul cu apa. Bine, hai că aștept 2 minute. Garson, a trecut Aoleo. Acum, domnul meu, am încălzit apa să vă fie numai bine. Vă rog, așezați-vă, domnul meu. Vă rog frumos, mai pe spate, să vă relaxați. Vă rog frumos, am pregătit aici totul. Așa, da. Hop, așa. Cu siguranță, din papucii pe care... Ai grijă că sunt noi. Cu siguranță, da, știu că eu e. Aoleo, dar nu vreau. Bă, dar nu mai vreau. Garson, ce faci? Pute, ești rat. Garson, îți dau minus 2 puncte. Gata, domnul meu, gata, numai. Garson, te-am zis pe acum că am problemă la deget. Și vezi că puce, că eu fac aparat. Bă, dă-l pe celălalt. Ratat-l pe celălalt. Hai de cap, bă, hai de cap. Domnul meu, vă rog frumos, puneți-vă fișa. Lege deja. Pune aici, picioră. Aia apucă vreodată. Ia-mi fă perfectă. A, crezi vreodată și aș pia deja să costă la pe garson. Aaaa, ce pute. Garson, vezi că trebuie să fie milimetrică. Garson. Domnul meu, gata, am aici. Mai întâi vreți masajul sau spălarea printre degete? Mai întâi masajul. Oh, ce bine, garson, așa se vreau. Garson, nu mă gâdil. Nu te gâdil. Miroși degetul. Domnul meu, nu vă gâdil, vă rog frumos. Atâta se poate. Un masaj corespunzător. Garson, dar ce-ai făcut? Trebuie să faci masaj la fiecare deget în parte și după aia. La fiecare porcusor în parte. Stai bă, că așa e masajul ăsta, se numește, este un masaj specific tailandez. Tailandez, iau. Așa, domnul meu, acum să facem un pic spălarea. Auzi, vine să crezi asta. Hai de capul meu, uite cum îi spun. Aaaa! De ce l-a zis? Te-am băgat într-un degetul. Dar și cum vrei să te spălești, prost? Domnul meu, vă rog piciorul ăsta dacă se poate acum.
Așa, numai un pic să, așa, să... Că trebuie să facem treaba, știți cum este. Trecăm un pic aici picioarele, așa, acum... După aia vii cu feonul și mi-o suși picioarele. Bă, nu fac, nu fac asta! Gasuri! Bă, du-te, mă! Vă rog frumos acum, din toată inima mea, să vă pune piciorușile dumneavoastră aici ca să vi le pot șterge mai întâi și după vin și vi le usuc. Că n-a crezut vreodată asta. Gata, domnul meu, un pic. Aveți grijă că aici este ud, este ud aici. Aaaa, aveți grijă, ești vagabond. Așa, acum dați celălalt picior, vă rog frumos, din toată lumea. Dă, dă, dă asta. Grasul, ce vorbești așa la mine? Nică ridici tonul. Nervi, nervi, am uitat. E greu să fii sclav și chiar. Chiar știu cum ești, știu cum ești, deși așa. Gata, 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 ia uitați aici. Bă, domnul meu, mă scuzați, mă scuzați, mă... Grasul! Gata, pum! Aduc acum pe unul, domnul. Domnul meu, vreau să-mi spuneți treapta întâi sau treapta a doua? Treapta întâi mea, așa și mă e fade. Nu poate fade. Așa, garton! Așa! Haide! Garton! Câți ani ai, garson? 21 aproape, majestia dumneavoastră. Cu ce te ocupi? Sunt sclav de obicei. Sclavul regelui Ștefan. Gata, domnul meu, este bine acum, gata. M-am gândit acum mai bine și cred că o să-i cer mașinul, s-a cădat de primit să-mi dea și ce zic, deci hai să merg. Garson, oprește muzica, garson! Arătatule, ce vrei, lasă-mă la căpă. Garson, am stat o leacă, am meditat, mi-am luat o leacă pauză și m-am gândit o leacă mai bine. Arătat, lasă-mă în pace, ce vrei. Mergem și mă vezi să conduc. Bă, tu ești tratat, încetează, nu faci nicio chestie de asta, ești tratat. Garson. Denis, dar unde e shortul în primul rând? Denis, ești tratat, lasă-mă că bă, mai ia poliția. Bine, 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 facem acum. Mai ia poliția, ești tratat, mă bag la după. Bine, okay, bine, dai mașina de tot, bine, ok, îmi dai mașina de tot, da? Bă, tu ești tratat de tot? Dar unde-i permis în două luni, două luni, doi ani, ce-i viața? În doi ani ești tratat, nu poți să... Păi mi-am alea, nu mai ai tipa, bă! Nu stau nicio mașină, nu te învăț nimic, nu te... Hai, Denis, lasă-mă, nu-ți dai. Garson, te-ai decis de ce-mi dai mașina să conduc asta sau mi-o dai de tot? Tu alegi. Bă, hai acum. Bă, nu-ți dau mai... Deci în primul cu să-ți dau mai strani de tot. Da, acum, de... mai, nu pot, dacă... Bă, tot e posibil. Nu e să nu vrei, să doar nu pot. Bă, mai apoi... Vrei să dai mașina? Nu vreau. Nu vrei să nu pot, doar. Ce vrei să faci cu mașina? În primul rând o să mergi și o spălă, fie că eu sunt un om cum se cade. E curat, ești plăsta, abia am spălat-o. Faci ce vreau eu! Bă, dar curat, ești tratat! Nu, papi, și filmează! Bun! Bă, ești tratat, abia am spălat! Da, mie, fii atent, fii atent, fii atent! Uite-o, că ești tratat! Uite-o, că bă, trebuie să mi se vadă reflexia, bă! Uite-o, uite de pe cameră! Trebuie să fie ca o oglindă! Ratat, uite de pe cameră cum se vede! Bă, eu nu merg cu mașina asta, deci atât timp cât e mașina mea azi, mergem și o spălăm! Hai, gata! Era tu, no, se ne papă, si, no, 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 garson! Denis, nu mă... De ce nu ești corect? Bă, cum să merg cu asta, ești cretin? Garson! În cald, ți-a dat. Garson! Denis, lasă! Deschide-mi ușa, garson! Tu ești tratat. Păi eu urc la volan. Dar n-am... Bă, tu ești cretin, n-am cum să... Poftiți, mersi! Bine, hai că mă urc. Hai că mă urc. Nu pot să crezi. Hai bă, că n-am tot timpul, bă. Bă, te merg în hala să spăl mașina. Mai trebuie să treabă de făcut. Ești tratat la că merg în hala să spăl mașina. Mi-e rușine de mine. Bă, dar mi-a plăcut cum ai zis-o. Garson, ușor, că vreau confort. Vreau confort, nu vreau așa. Oh, ce Panamera. Garson, vreau și Panamera aia. Ratat, n-am bani să-ți iau nimic. Bă, ratat, cum să spăl mașina dacă e curată, bă, ești ratat? Bă, nu-mi place, bă. Ia uite-o, unde ai zis-o că e curată? Că eu văd doar găinați. Ah. Bă, dar ce spături asta, bă, vandea automată șmecheră. Bă, du-te, bă, poate te-ai zgări, poate îți gări vopseaua, că... Bă, ești ratat. Mă bagi la sare, garson? Ratat, e întuneric aici. Ia uite ce e aici, e lumină. Oh, bă, deja am venit în panorama asta de ți-i curată mașina. Să vedem dacă garson e de treabă și ne deschide ușa. Ia. Dacă nu, e mai scad două puncte. Bravo, garson! Asta e acum. Am vrut să dacă ești băiat. Așa te vreau, bă. Mesiu, da. Vă rog frumos, Mesiu. Of! Doamne, Michael Jordan. Bă, rata două ochi chiar era curată mai puțin. Bă. Să fiu acum, bă, de asta... Garson, filmam ceva! Nu se... Aoleo! Semne obscene, bagabontul, minus 2 puncte! Să fiu acum bolangiu de sau să iau mașina să plec? Aș putea să fac, totuși e mașina mea, doar că... Garson, mă plictisesc până termin! Ce-ai zis? Mă plictisesc până termin! Hai! Se deschide acum așa, se deschide ușa! Se deschide ușa! Garson, urmă și mai aici! Mamă, ce m-am sperat!
Cine dă cu grindin acum e prost. Cine are un furtun în mână e prost. Cine are short pe el e prost. Cine e sclavul meu 24 de ore e prost. Mersi, vă rog frumos, ieșiți un pic să-mi țineți companie. Bă, ești ratat, placă. Mi-ai ghisit afară, ratat. Gata, bă, că ți-aș mă la mașină. Nu. Bă, nu ești treabă cu site-ul, te rog frumos. Ratatul, abia am mâncat, efectiv abia am... Nu, nu mi-e foame de mâncare, nici de ceva, mi-e foame de ceva fructe, de ce... Pardon, mi-e... O, ai că-ți trebuie acum fructe, ești ratat, exact... Ratat! Bă! Exact acum ai nevoie de fructe, n-ai... Te trebuie! Bă, n-am mâncat o viață, mă, fructe și are nevoie acum! Păi m-am apucat și de treabă! Unde vrei acum, bă, 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 că sunt halat! Dar gândiți-vă, când o să fie rândul tău, ce o să fac? Da. Da, se întoarce 50.000 de like-uri, ce vine rândul meu, bă. Acum vrei să mergi, nu vrei să mergem acasă? Nu! Bă, casa nu pleacă nicăieri. Trăznească te Dumnezeu în cap, să te trăznească Dumnezeu, dar bă, cade ca, bă, tu ești, bă. Ia-o de acolo! Ratat. Camera ești. Dar nu e camera. Ratat. Zi. Ce caută un bărbat pedofil într-un magazin de arme? Ce caută? Puști. Garson, dar eu nu merg, mă dă piciorușele. Bă, nu vreau să te car. Garson. Ai bani? Zi, ai 50 de bani. Ai lănțișorul la gheață. Chiar să-l pune. Dar nu nimerezi. Nu-mi cape, băi. Nu-mi cape. E, nu știu acum dacă filmezi bine sau nu, dar... Vezi că sunt în halat. Deja nu ce-l dat. Parcă aș vrea și un tricou de ăsta, un polo de ăsta. Bă, lasă-mă de ce. Barcelona, cu ce vrei, lasă-mă. Real, Juventus acum, că e Ronaldo acolo. Garson, eu m-aș cinsti cu niște portofale, cu niște cerești și mă fug cu facțiune. Well, Messiu, lăsați-mă să aleg eu pentru dumneavoastră. Bă, deja sunt în halat pe aici. Vă rog frumos, poate știu să... Magazin întregă, dar nu înțelegeam de ce, credeam că mă cunoaște lumea, dar nu mă cunoaște. Să uite că am sacou de ăsta. Garson, dacă nu zi România, nu vreau. Vrei mie să mănânc din Egipt? Italia, machepața, machepața, e fructă, e fructă de bună, de gustă. Compasa, compasa. Garson, dar unde sunt fructele, garson? Majestate, stați-o o secundă, că acum garson. Le-am mai gătit așa frumos. Garson, dar ce faci, garson? Tăiate! Majestate, dar luați-l așa! Hai, luați-l, să iau fructe, hai, iau! Hai, bă, că mai muncit azi din nou, mai poate! Tăiate, garson! Bă, garson, chile, bă, de la mașină! Hai, bă, lasă-mă, nu dau și chile! Garson! Garson, hai să fim sinceri! Ce e frumos să Dumnezeu îi place. Bag acolo și tai. Dar nu mai poți să munci din mai poate. Hai că mai câteva ore și termina, garson. Majestate dumneavoastră, poftiți un struguri proaspăt spălat. Ia uitați aici. Numai un pic până pregătesc ananasul, până pregătesc ananasul. Ia uitați aici, domnul, ia uitați-o aici. Vă fac un mojito, un pochito, trebuie. Nu, și ce vreau? Mamă, fii atent. Scoate tot dinăuntru și suc din mere și pui acolo și... Bă, du-te, bă, imposibil, bă, n-am cum... Bă, dar n-am cum să scop, bă, care asta, celula ceolitică, n-am cum. Ce imposibil, bă, deja ți... Hai, lasă-mă, că deja ți-l tai așa. Bă, mai tași, că mai muncit asta atât, mai lasă-mă, nu mai am nicio energie. Bă, dar mai lasă-mă, leacă, că mai muncit. Mai muncit, cât e ceasul? 8, cât e? 9 ceasul. Cât trimite energie? Mai am un pic. La 12 noaptea să trimite. Așa, domnul meu, ia uitați că m-am făcut aici așa, hop. Și acum este numai bun de mâncat, poftiți aici. Așa, să vreau să-mi rămâne de tine. Hai, cu mâna, așa, gen. Cu mâna, da? Garsona meu, așa? Da, așa. Uite, ce perfect se mănâncă ananasul. Uite, o muncit garson la ananasul ăsta. Garson, dar mănânc pământ de aici. Garson, vrei să fii natural? Are pământ, are pământ, cred. Vrei să fii natural sau nu? Așa, domnul meu, bravo, ia uitați ce față de bogătan ai. Ratați-ne, eu mă pensionez 5 minute. Poftă bună, poftă bună. Garson. Orice sclav are dreptul la 10 minute. Bravo. Orice sclav. Dar de când, bă? Da, îmi pare rău că intervin așa, cu siguranță nu vă așteptați să apar eu de aici așa deodată. Dar nu o să credeți cât de bolun de frate meu. Acum filmam vlogul, stați să vă arăt așa cum pot, stați un pic să vă arăt. Cred că se vede, nu știu, sper că se vede că film. De fapt, ia să-i zic. Gândiți-vă că acum editam vlogul și ce cum am ajuns la finalul vlogului, că mai era de fapt, observ că nu mai sunt secvențe și mă gândesc, bă, unde e aia de seara, aia unde am plecat atunci, să-i luăm care seara, știi? Și mi-a dat seama că nu. Am căutat o în cameră, în card, am pus-o, poate am transferat-o, poate am pierdut-o, dar de fapt, frate meu, știți cum a fost? El a fost la cârmă. Vezi, doamne, copilul care are și canal de vlog nu a apăsat pe butonul de filmare. Adică dai, doamne, la copil așa, nu a apăsat pe butonul de filmare. Astfel încât tot ce am făcut noi în sfârșitul zilei s-o pierdut, s-o dus tot, s-o dus de râpă și de-aia am apărut eu aici să vă spun asta.
Salut! Îmi pare că v-am stricat surpriza și că trebuie să fac outro de aici. Eu am ajuns în București, eu l-am filmat de mult ăsta, dar abia acum am apucat să le editez și acum am văzut. Dar v-am zis, dacă facem 50.000 de like-uri, facem una ca lumea, o facem când el e sclavul meu, da? Facem când fratele meu să fie sclavul meu pentru 24 ore la 50.000 de like-uri. Sper că v-a plăcut vlogul acesta, aveți canalul fratele meu în descriere, o să aveți și Instagram în descriere, ne vedem acolo pe Instagram, mai facem 300.000 de follower pe Instagram, hai și acolo bă, pe Instagram. Ce pot să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Bă. Eu v-am pupat! Bă, bă.